Alo, ce faci, fă? Păi ce să fac? La stradă, ca taximetriștii. O, nebună, dar și taximetriștii mai au și ei o pauză de ziua lor. Păi e ziua ta, fă. Fă și tu ca ei, ca să nu scârți noaptea, știi ce zic? Mai schimbă și tu un ulei, mai dă zborna kilometrică înapoi. Că să mor eu, ai o față așa boțită, zici că ești înmatriculat în Bulgaria. Ce, fă, de ziua mea se face cașul, acum e o brânză de păr, înțelegi? Păi un preț are o curvă de ziua ei, un preț are de ziua altuia, da, da, da. Lasă, fată, că după aia îmi schimburi câte uleiuri de aia mea. Fă, hai că vine un fraier, fă. Hai că face fata bănuțul ca să schimbe uleiuțul. Bine, fă, hai, te pup. Și la mulți bani, se știe. Ia zi, frumosule, cu ce te servește fata, a? Cam de toate, ca la împinge tava sau împinge fata. Uite ce aici. Dar bună ziua, stimabilă domnișoară. Mă adresez cu un deosebit respect în această zi mirifică față de dumneavoastră. Etena! Dar vă rog, intrați, intrați, luați loc, haideți, haideți, comod. E un frig incredibil afară de dumneavoastră, așa de goluță. Păi da, frumosule, dar dacă nu mai eram în goluță așa, mai vedei buloanele astea. Spune-mi, te rog, stai comod, ești bine, mutăm scaunul mai în față, mai în spate. Stau comod, boss, dar ce crezi, că o să stau mult în poziția asta? Bă, acum că zici, e un frig afară să mă rămăsa, ia uite, mi-au înghețat mânuțile. Auleu. Mai bine? Dar tu ești de la de linge mâini, linge picioare, de la... Se da din ala. Vă. Facem, bus. Facem. Dar să știi că te costă extra. Frumosule, eu nu m-aș fi băgat la pupat mâinile astea. Păi eu mai înainte am avut o trupă de tiriști. Păi, bă, nici dacă erai șef la Vicola, nu puneai mâna pe cocoșel cât am pus eu. Acestea sunt pentru tine. Aoleu, dar tu ești de la cu fantezii, cu de-astea, cu roleplay, cu grădinarul de alea, cu așa. Facem, boss, facem, știi, se pricepe fata, cum nu? Facem de toate, cum nu? Ești profesionistul, nu? Hai, cu ce începem? Mă gândesc să începem cu ora. Perfect. Mă refer, spune-mi despre tine, vorbește. Despre mine? Să-ți vorbesc despre mine? Dar ce, eu prea sunt vorbăreț așa, eu nu... Păi eu dacă dau din gură și nu am ceva în ea, pierd bani. Vorba lungă, pula scurtă. Bine, atunci dacă nu vrei, hai să încercăm altceva. Te întorci frumos cu spatele, te rog, și ne relaxăm. Așa, băiatul meu, acum mai venim de acasă, mă întrebam că ești de la obsedat, ciudat de la de ziua șapte, de astea, știi? Așa. Mai bine așa? Da. Simți cum se duce tensiunea? Da. Foarte bine, am o surpriză pentru tine acum. Ce surpriză? Vreau să te leg la ochi. Așa mâncați, așa, abia acum începe acțiunea, că mă plictiseam, nici nu știam cu cât să te taxez pentru bălăcărea la aia. Așa mâncați, așa. Hai să înceapă acțiunea. Și acum aș vrea să sufli cu putere. Eu suflu, bosule, dar să nu-ți umflu burta aia, că o dai în urticăială după aia. Așa, pune aici. Acolo, acolo. La mulți ani! Dar tu de unde știi că e ziua mea? Nimeni n-a știut, adică n-am... Pe nimeni nu mi-au adus tort de ziua mea. Cum te-am întâlnit eu de ziua mea? Tu chiar ești bărbatul visurilor mele. Și mai am și o felicitare pentru tine. Felicitare! Și mai am și un cadou pentru tine. Cadou? Și mai am și... Nota de plată pentru tine. Nu
nota de plată! Note de plată? Da, 2 milioane. De ce? Cum pentru ce? Pentru torci și flori! Păi, prietena asta ta, Angie, când a sunat și a comandat curv la domiciliu, a uitat să menționeze că trebuie să iau flori și cadou. Da, curv la domiciliu. Pentru nevoile femeilor. Cum puteți voi ia iha pentru bani, putem și noi mua pentru bani. Simplu. Vin, te pup pe obraz, 2 milioane, hai. Și degajă frumos mașina că mi-o puți. Că mai am vreo 7 femei speciale de văzut azi. Hai. E drecu. Și ne-a fătută și cu banii luați. Ia zi, bossule. Thank you.